Dacă sunteți fani ai fotbalului din România, cu siguranță ați auzit de Nicolae Dobrin, un nume legendar pentru istoria fotbalului românesc, unul din primii mari fotbaliști români și foarte mulți specialiști îl numesc chiar cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, eclipsându-l chiar și pe Gheorghe Hagi. Despre Piteștean, nici noi nu știm foarte multe lucruri, dar odată ce am început să căutăm informații, am rămas fascinați, așa că videoclipul de astăzi îi este dedicat legendarului Nicolae Dobrin. Prințul din Trivale, așa cum a fost numit, s-a născut la 26 august 1947 la Pitești. Copilăria i-a fost fericită doar de obiectul rotund pe care îl mângâia desculț zilnic ori în șir pe malul Argeșului și chiar l-a recunoscut că viața lui nu ar fi fost la fel dacă nu ar fi existat sportul rege. Gâscanul, așa cum a fost poreclit Dobrin, a crescut fără tată. Fiind influențat de un prieten mai mare cu 5 ani decât el, care l-a învățat cum să tragă la poartă, cum să paseze și cum să-și dribleze adversarii. Acesta a învățat repede cum să mânuiască mingea, transformând-o dintr-o joacă cu mingea într-o adevărată artă. Într-o zi, în timp ce Dobrin și prietenii săi erau pe terenul de fotbal, au venit câțiva fotbaliști de top de la Dinamo Pitești, care au făcut un meci demonstrativ cu acești. După ce meciul s-a terminat, fotbaliștii profesioniști au plecat de pe teren cu capetele plecate, scorul a fost 12-2 pentru echipa condusă de tânărul Dobrin, care era de departe cel mai tânăr fotbalist de pe teren. A doua zi, marele antrenor, Leonte Ianovski, l-a chemat la echipă, recunoscându-i imediat marele talent. La nici 15 ani, debutează pentru Dinamo Pitești în Liga 1, devenind cel mai tânăr debutant din istoria campionatului românesc, record care și astăzi stă în picioare. Odată intrat în primul 11, a fost imposibil de scos de acolo, devenind rapid un fotbalist important al echipei. Nu avea 19 ani când a primit prima convocare sub tricoul României, a debutat contra temutei naționale a Germaniei. La finalul meciului, marele Fritz Walter l-a mângâiat pe cap și i-a dat un sfat: să bei mult lapte și vei ajunge mare. În vestiar a intrat apoi antrenorul Germaniei, Helmut Schön, care a ținut să roage staful tricolor să aibă grijă de acel micuț care va deveni un diamant. Dobrin regretă că acest meci nu a fost televizat și în țara noastră pentru că îl consideră cel mai bun meci al carierei sale. Tot în anul 1966 primește premiul pentru cel mai bun fotbalist român la doar 19 ani, premiu pe care îl câștigă și în următorii 2 ani. Tehnica și driblingurile sale deja ajunsese la un alt nivel, acesta era comparat cu fotbaliști precum Pelé sau Eusebio și era considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști ai planetei. Din păcate, acesta nu a putut să-și demonstreze talentul și la o echipă mare din Europa, deși era dorit de Real Madrid și Inter Milano, sistemul comunist s-a opus transferului fiind considerat un bun național. A calificat România la Mondialul din Mexic după o pauză de 32 de ani, umilind într-un meci de vis vedetele Portugaliei, Eusebio, Torres sau Simões. Și deși era cel mai bun fotbalist român ofensiv, acesta a fost lăsat pe banca de rezerve, fiind nedreptățit clar. Dar asta se întâmpla când nu jucai pentru Steaua sau Dinamo, echipe susținute de sistemul comunist. În 1972, Real Madrid vine la Pitești și este înfrântă cu 2-1 în Cupa Campionilor, Dobrin fiind cel mai bun fotbalist de pe teren, iar președintele echipei, Santiago Bernabeu, s-a dus până la Ceaușescu să lase pe Dobrin să îmbrace tricoul galacticilor, dar nici asta nu a funcționat. Tot în această perioadă este invitat la meciul de retragere a marului fotbalist spaniol Gento, unde face echipă cu Pantera Neagră, Eusebio. Anii au trecut, Steaua și Dinamo făceau eforturi mari să-l aducă la echipă, dar Dobrin nu a vrut să părăsească Piteștiul pe care îl iubea enorm și pentru care a înscris adevărate bijuterii împotriva lui Toulouse și Valencia, pe care a învins-o cu 5-0. Selecționerul Germaniei declara că după Pelé, Dobrin este cel mai mare fotbalist pe care l-a văzut. Tehnica sa era ireproșabilă, era un adevărat monument al fotbalului pe care nu-l puteai opri când avea mingea la picior, dar din păcate nu a jucat și pentru echipă mare din Europa.
În fantastica sa carieră, Gâscanul a reușit să devină de două ori campion al României. În 1972 și 1979 a primit de 5 ori titlul pentru cel mai bun fotbalist român, deși concurența era destul de mare și a marcat peste 100 de goluri în Liga 1. După ce și-a terminat cariera de fotbalist, a devenit antrenor și și-a deschis o școală de fotbal Nicolae Dobrin, unde au fost crescuți fotbaliști precum Răzvan Raț, Adrian Ionescu, Vasile Maftei și Marius Pilasco. Pe 26 octombrie 2007, acesta părăsește această lume la doar 60 de ani, lăsând în urmă o adevărată moștenire. Ca o concluzie, reluând cuvintele marelui ziarist Ovidiu Ioanițoaia, ca Dobrin au fost, sunt și vor fi puțini fotbaliști în lume. Aceasta a fost povestea legendarului fotbalist Nicolae Dobrin. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de subscribe și de share. Și dacă doriți și mai mult, puteți deveni membri ai canalului pentru doar 4 lei.